Am folosit circa o săptămână telefonul Huawei pe Smart și e momentul să vă ofer părerea mea despre el. Înainte de asta însă vreau să-l salut pe Mădălin Zaharia, care este abonat pe canalul meu de 2 luni. Deci, salut Mădălin Zaharia, salut prieteni, sunt Marius. Telefonul Huawei pe Smart pe care l-am cumpărat pur și simplu pentru că a fost ieftin, a reușit să mă surprindă în mod plăcut. Telefonul se vinde undeva la 130-140 de euro. Personal, eu am plătit pentru el 101 euro. Și pentru că am fost plăcut impresionat de el, am decis să-mi fac niște notițe și, practic, o să mă folosesc de ele pentru a vă oferi feedback-ul. Primul lucru pe care l-am observat în ziua în care l-am desfăcut a fost acela că telefonul este lunecos. Și am tras concluzia că îmi trebuie un case, o protecție pentru el în măsura în care, Doamne ferește, ar cădea. Telefonul are spatele din aluminiu și, nu știu, mi se pare lunecos. Și atunci am găsit că este mai mult decât ok să cumpăr o husă de protecție. În ceea ce privește protecția pe față, pe partea din față, el vine livrat cu o folie de plastic și pentru că pare oarecum ieftină și în măsura în care s-ar dezlipi, am cumpărat și am pregătite pentru a putea înlocui această folie un set de două folii din sticlă. În ziua întâi când am pornit telefonul, avea 50% baterie și toată ziua respectivă l-am folosit în stand-by ca și telefon, deci mi-am pus cartela mea în el și l-am folosit pentru apeluri, pentru asculta muzică și foarte puțin pentru navigat. Apropo de asculta muzică, am ascultat radio în metrou și în autobuz. În metrou, datorită liniilor de înaltă tensiune, radioul a fost interferențe. În ceea ce privește calitatea sunetului care iese din acest telefon, pentru a asculta radio am folosit niște căști Samsung, care sunt relativ ok, nu sunt cele mai scumpe căști Samsung, dar cred că oricum sunt mai bune decât căștile livrate cu telefonul. Și am observat un lucru că, virgulă, calitatea sunetului nu a fost extraordinar. În sensul că, chiar dacă nu sunt un audiofil, sunetul pe care l-am auzit și care iese din acest telefon a fost oarecum plat, a fost fără dinamică. Ceea ce mă face să cred că, virgulă, calitatea DAC sau Digital Audio Converter din acest telefon nu este extraordinar. În ziua a doua am folosit telefonul pentru apeluri mai mult. Și am fost în München unde am făcut un time-lapse. În primul film când vă prezentam telefonul, am ajuns la partea de moduri de filmare unde presupuneam că filmare lentă reprezintă slow motion. Este de fapt un time-lapse și acest timelapse o să-l vedeți imediat. Cât am folosit însă telefonul ca și telefon, am observat un lucru foarte, foarte plăcut, în sensul că, virgulă, suneria este puternică. Se aude foarte bine inclusiv în situația în care telefonul este în buzunar. Eu am avut telefonul în blugi și în ciuda acestui lucru și a faptului că eram în public, în afară, am auzit telefonul fără probleme. În ceea ce privește calitatea apelurilor, aceasta a fost ok. Am auzit foarte clar pe cel cu care vorbeam și cel care vorbea cu mine m-a auzit foarte, foarte bine. Apropo de partea de cameră, sau revenind la partea de cameră,
camera foto sau fotografiile făcute cu camera foto sunt ok în situații de iluminare normală. Am făcut câteva experimente cu camera din acest telefon și am fotografiat afară sau am fotografiat și în lumină mai redusă. În situații de lumină, cum să zic, de iluminare foarte, foarte slabă, nu are niciun să vă zic, nu reușește să facă clarul. Comparativ, iPhone 10 pe care o folosesc și pe care filmez în acest moment, n-a avut absolut nicio problemă. Totuși, este un telefon care costă 100 de euro. În ceea ce privește designul telefonului, mi-aș fi dorit ca și butoanele, ca și butonul power, care la telefon se află pe partea stângă a telefonului și, mă rog, pe partea dreaptă cum ne uităm la el, mi-aș fi dorit ca acest buton să se afle aici undeva la nivelul la care se află butoanele de volum. Acest lucru ar fi util în situația în care folosiți telefonul într-un holder și în auto, de exemplu, da? Deci într-un suport și practic sunteți obligați să prindeți telefonul undeva mai jos pentru a nu prinde cu holderul, cu suportul acest buton și a oprit telefonul în mod indirect. După cum ați văzut, sistemul de deblocare facială e o funcție cu care telefonul vine livrat, cu care telefonul vine livrat, funcționează binișor. Din punctul meu de vedere, este suficient de rapid. Undeva la sub o secundă reușește să deblocheze telefonul. În ceea ce privește senzorul de cititorul de amprente, senzorul de deblocare prin amprentă, funcționează la fel de bine, din punctul meu de vedere mai rapid chiar decât deblocarea facială. Telefonul vine încărcat cu o serie de imagini pe care le rulează de câte ori dorim să deblocăm telefon. Imagini care sunt foarte, foarte frumoase din punctul meu de vedere și acest carusel de imagini pe care îl ofer la deblocare mi se pare o facilitate plăcută. Pe ecranul blocat, dacă vreți, avem posibilitatea, trăgând cu degetul din partea de jos, avem posibilitatea să accesăm un meniu rapid unde ni se permite accesul la calculator, lanternă, stop timer și alte două opțiuni pe care nu le-am folosit până în acest moment. Înregistrare sunet și cititor de barcoduri. Apropo de ecran, există o opțiune în setări de unde putem modifica definiția ecranului sau și mai bine de a lăsa telefonul să facă acest lucru pentru noi. Deci, în setări, afișare, rezoluție ecran. Avem opțiune de rezoluție inteligentă. Telefonul, practic, adaptând rezoluția la nivelul de solicitare pe care îl consideră necesar. În măsura în care, nu știu, vizionați un film pe YouTube și îl vizionați Full HD, evident că virgulă telefonul va comuta în modul Full HD Plus. În celelalte situații, însă, în care nu e nevoie de o rezoluție full a ecranului, prin utilizarea unei rezoluții HD Plus, și anume 1440 ori 720, se reduce consumul de curent, practic prelungind durata de utilizare a telefonului. Apropo de lucrul ăsta, în ceea ce privește bateria instalată este de 3000 de miliamperi și se încarcă în circa 2 ore și jumătate. În 30 de minute telefonul se încarcă circa 20%, după 90 de minute are circa 75%. Pe durata încărcării, LED-ul care se află în vecinătatea camerei frontale luminează în mod diferit, în sensul că atunci când bateria este sub 15%, el luminează roșu, după care această culoare se transformă în portocaliu galben
Și când telefonul este încărcat, acest LED luminează verde. Aici ar fi de menționat un lucru care îmi displace sau pe care îl găsesc insuficient la acest telefon, și anume faptul că nu vine cu fast charge. Telefonul beneficiază de posibilitatea utilizării a două SIM-uri sau un SIM și un SD card. Traiul acestui telefon se află în partea stângă, cum vă uitați la el, și în partea dreaptă a telefonului. Practic, SIM-ul principal introducându-se aici, și în situația în care dorim să folosim un SD card, acesta ocupă tot acest spațiu, sau dacă dorim să folosim un al doilea SIM, acesta va intra în acest spațiu. Din păcate, neavând două SIM-uri pentru a încerca acest telefon, nu vă pot spune dacă acest telefon este dual SIM activ, în sensul că puteți folosi ambele SIM-uri în același timp sau nu. În ceea ce privește setările legate de utilizarea unui SIM sau a două SIM-uri, acest lucru se face din setări, Wi-Fi, setări dual SIM, și avem aici setări dual SIM. De unde putem activa, dezactiva un SIM sau pe celălalt sau pe amândouă, putem stabili de pe care SIM să se folosească conexiunea de date și cartela implicită pentru apelare. Și observ aici o indicație care poate spune că acest telefon nu este dual SIM activ, și anume activare, redirecționare apel între cartele SIM. Când un SIM este ocupat, apelurile îndreptate către numărul celălalt SIM pot fi redirecționate către cartela SIM ocupată. Este un mod de a, sau o găseliță, un tweak pentru a emula utilizarea sau un telefon dual SIM activ. În sensul că folosesc SIM-ul 1 și automat în timpul în care folosesc SIM-ul 1, celălalt SIM, se anume SIM-ul 2, nu este utilizabil. Pot însă să setez acest SIM 2 să redirecționeze apelurile pe celălalt SIM care este disponibil și pe care îl folosesc. Iar pe SIM-ul 1, de exemplu, da, în exemplu meu, să setez apel în așteptare. Și în felul ăsta, deși SIM-ul 2 este indisponibil, datorită faptului că este indisponibil, redirecționez apelurile către SIM-ul 1, la care văd activitatea, și anume apelul, ca un apel în așteptare. Ok, în ceea ce privește performanțele acestui telefon, am făcut un Geekbench. Rezultatul acestui Geekbench este 934 pentru single core și 3724 pentru multi score. Acest Geekbench nu este unul foarte mare, însă până acum eu nu am observat o problemă în ceea ce privește, să zicem, acest telefon să fie sluggish și să fie lent. Telefonul funcționa normal. Evident, nu l-am utilizat așa cum utilizez telefonul meu iPhone, însă nu mă aștept ca pentru task-uri normale să aveți probleme. De ceva timp mă bate la cap acest telefon cu un update pe care n-am vrut să-l fac. Și haideți să vedem ce înseamnă acest lucru. Vedeți, în acest moment el avem o versiune 8.0 și există versiunea actuală 9.1. Nu sunt sigur dacă vreau să fac acest update. Și sper din tot sufletul ca telefonul să nu o facă în acest moment. Din punctul meu de vedere, însă, telefonul funcționează foarte bine așa cum funcționează în acest moment și nu vreau să schimb acest lucru. Una de persoanele care a vizualizat
filmul de unboxing al acestui telefon și anume AL3X Star a comentat și a cerut să fac un review la Android 9 de pe Huawei pe Smart. Mi-aș dori să vă pot, ajuta, însă personal nu sunt un utilizator atât de avansat al sistemului de, operare Android, în așa fel încât să fac un asemenea film. Mi-imaginez că un asemenea film ar trebui să compare diferența între 8 și 9 și personal nu am fost atât de atent la detalii în așa fel încât să am pretenția că fac un film pertinent. Ok, prieteni, o să mă opresc aici. În măsura în care v-a plăcut filmul, vă invit să utilizați butonul like. Dacă nu v-a plăcut, butonul dislike funcționează perfect. În măsura în care vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmul următor.